Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 1000 de rețete dulci, sărate și nu numai. De la uleiuri, la săpunuri, la creme, unguente. Și astăzi vom face fursecuri. Și acestea sunt ingredientele. Și vom avea nevoie de circa 300 de grame de făină. Vom avea nevoie de 150 de grame de unt. Nevoie de 50 de grame de amidon de porumb. De 75 de grame de zahăr. Un ou. Un praf de sare de 3 grame de bicarbonat de amoniu și o lingură de lapte. Deci acestea sunt ingredientele pentru aluatul nostru. Apoi vom împărți aluatul și vom adăuga într-o parte cacao. Aici am 10 grame de cacao. Vom adăuga în altă parte migdale. Vedeți? Migdale. Eu am făcut făinuță de migdale, le-am măcinat. Vom adăuga în altă parte nuci. Aici am nuci și am făcut făină de nuci. În altă parte vom adăuga fistic. Și apoi vom decora aceste fursecuri și le vom umple cu Nutella. Cu stafide. Cu ciocolată albă. Ciocolată neagră. Și le vom decora și cu bomboane gumoase de marshmallow, vedeți? Eu am cumpărat, sunt așa mici, 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 ca să punem peste fursecuri și să decorăm. Eu le-am făcut mai devreme, am făcut doar simple. O să facem și o să le-am dat și prin zahăr. Și acum o să le facem împreună și o să le decorăm cu ce v-am arătat mai înainte. Și vom avea nevoie de un vas unde vom pune făina noastră. Eu am să pun doar 200 de grame de făină. Deci am să împart și am să las 100 de grame. Așa. Și voi adăuga peste aceste 200 de grame de făină, voi adăuga untul, 150 de grame de unt. Și îl punem așa pe tot aici. Voi pune și un praf de sare. Așa, deci cât iau? De două ori între degete. Și acum începem să amestecăm făina noastră cu untul. Și începem să strângem. Strângem cu făină untul. Așa. Și amestecăm așa bine. Deci luăm făină cu unt și strângem până se incorporează. Să obținem așa ca o făinuță care seamănă cu nisipul. Acum așa. După ce am obținut această consistență, vedeți? Vom adăuga în interior aici, voi pune un ou. Voi pune și zahărul. Voi amesteca așa cu o lingură, puțin. Aici am bicarbonatul de amoniu și am să-l pun cu laptele. Și am să amestec așa cu o linguriță. Așa. Și îl punem aici peste. Amestecăm.
Și acum vom adăuga și amidonul. Și începem să amestecăm toate ingredientele. Așa. Amestecăm așa puțin. Acesta este aluatul. Și acum frământ puțin aici pe masa de lucru. Și o să-l împărțim în 4. Vedeți? Așa. Și îl împărțim așa în 4. Și voi lua câte o bucățică și voi pune aici. Și în prima bucățică voi pune nucă măcinată și punem nuca tot aici. Puteți pune și esență de rom în același timp. Așa. Și amestecăm foarte bine. Și o să adăugăm și puțină făină din ce ne-a rămas. Mai întâi incorporăm bine nucă. Și am să pun și făină. Puțină nucă. Și acum frământăm aluatul bine. Și acesta este primul nostru aluat. Și ca să nu uităm cu ce este, deci până le terminăm pe toate, o să punem așa un miez de nucă deasupra, ca să știm că este cu nucă. Vedeți? Și îl punem aici. Și acum vom face cu migdale. Ia uitați. Migdale. Cu coaja sau fără. Măcinate. Eu am 50 de nucă am avut. 50 de migdale. 10 de cacao. O să punem 10 de cacao. Și fistic tot la fel. 50. Deci peste bucățica noastră să punem 50 de migdale. Și amestecăm. Puteți pune și esență de migdale, dacă doriți. Așa, și voi adăuga și puțină făină. Vedeți, aluatul cu migdale. Și ca să știm că este cu migdale, eu voi pune o migdală deasupra, vedeți? Una albă și una maro, așa cu coajă, ca să știm că este cu migdale. Și îl așezăm așa aici. Acum voi face cu fistic și voi pune fistic măcinat peste 50 de grame și amestecăm bine totul. Am să adaug și puțină făină. Și îl punem aici și luăm al patrulea aluat. Am să-l întind așa puțin. Și o să adăugăm cacao. 10 grame de cacao. Și începem să-l frământăm. Încet, încet să incorporăm cacao. Puteți pune și esență de rom aici. Aici peste. Nu vom mai pune făină. Este de ajuns cacao. Și acesta este aluatul cu cacao. Puteți pune și mai puțină cacao. Dacă nu vreți să fie așa de concentrat cu cacao. Și îl punem aici. Deci avem aluatul cu cacao, cu nucă. Vedeți, puneți o nucă ca să se cunoască că este aluatul cu nucă, cu migdale, cu fistic și cu cacao. Vă pup, multă sănătate, la revedere și vă mulțumesc din suflet.